Salut, prieteni! Bine ați venit la un nou draft la FIFA 19. Îi dăm din drumul cu 15.000 de coins și sper la o echipă cu can. Hai să vedem! Formația 4-3-3, 4-1-4-1, dar o să merg pe acest 4-3-3 clasic. Left winger, right winger, 3KM, Maradona capitan și Inzaghi, dar clar e Maradona mai bun. Și e un nou draft cu Diego Armando Maradona de 98. Hai să dăm vârful, dacă va fi poate Ronaldo sau Eusebio, nu mă plâng. 2 icons din primii 2. Sper din nou la un draft de la 292. Încă l-aștept pe ăla. Îl aștept să vină o dată și o dată. Bale ar fi pe dreapta și o să-l iau pe Gales. Left winger ar prinde bine Mane, de ce nu? Ar fi și Kluivert. Bruno Fernandes ar avea full chemistry cu Eusebio, însă Mane e interesant. Și am pe stânga Premier League, pe dreapta La Liga. Vine și Frank Lampard. Eu n-am mușcat cu ăsta până acum. Chiar sunt curios să văd ce știe Lampard. Și îl iau în echipă pe Lampard. Și al treilea mijlocaș central e Guendouzi. Da, Guendouzi trebuie să fie future star. Echipa arată bine de tot până acum. Și atac avem. Hai să avem și apărare și portar. Și să facem un 4 din 4. De ce nu acum la marea revenire? Vreau pe Robertson pe stânga aici, că e și din Premier League, exact ce trebuie pentru partea stângă. Și pe dreapta un Lala ar merge, de ce nu? Mai trebuie un francez sau un icon și are și chemistry pe full. Uite, Boli e opțiune, foarte înalt, Premier League. Am făcut și 100 chemistry, sigur vine și Kirikesh, ce tare. Dar trebuie să-l aleg pe Cabasele pentru chemistry. Și în poartă o să avem un Lehmann, bine, mamă, Lehmann, ați văzut ce știe când am jucat cu băiatul ăla de apărat, un Lehmann. Mai trebuie niște jucători, vreau pe Gulam, 84, mai vine Neustadter, nu știu cine e ăsta, Dinie, îl iau pe Kolarov, sunt toți slabi, încă un portar, dar deja am goalkeeper acolo, De Gea, oh, nu știu care e mai bun, De Gea sau Lehmann. Dar îl voi încerca pe Lehmann de data asta, că tot a picat. 188 până acum. Totul depinde de banca de rezerve. Bernardo Silva e bun, 87. Îl voi lua în echipă și o să aleg jucătorii de pe bancă acum. Avem un Ribery, Rodriguez, Aouar. Aouar ăsta e genial. Îl iau, are și 91. Rating foarte mare. Dacă își coștea pele, 99! Cât de forță, frate, eu cu draft cu Pele și Maradona. Mamă, epic. Pele 99, n-ai cum să nu-l iei, e imposibil. Și îl pun în loc de Lampard, probabil. Și rămâne Guendouzi prin spate pe aici. Hai să vedem cine mai pică. Aici sunt niște fundași. Un fundaș central bun. Mamă, Sterling 91, am 190. E chiar promițător draftul ăsta. Vine Sterling, îl pun acolo. Fi mai bun decât Bale? N-am idee. Da, bine, aș vrea să intre și Aouar. Poate să-l pun pe Maradona acolo în dreapta sau pe Pele. Sau mai vedem. Depinde și de picuri. Neymar, Modric, 99! Nu cred, trebuie să-l iau pe ăsta. Pentru rating. A, e și Virgil. Da, nu știu ce să fac acum. Trebuie să sacrific ratingul. Din păcate, am nevoie de Van Dijk. Îl iau pe Virgil. Ar fi fost mai bine pentru rating să vină Modric, dar mai mult vreau să am echipa bună, fiindcă n-am niciun fundaș central. Era Boli și mai era Cabasele, clar trebuia un fundaș. Aici vine Winks și mai am 3 alegeri. Modric 99. Leva 94, mamă! Da, e noul inform al lui Lewandowski. O să-l aleg, de ce nu? Doi jucători care mai vin. Sané de 90, mamă! Bine, Sané de 90 și să-l pun în loc de Gulam. Mai am o alegere, o să fie Fidel. Da, cam asta e echipa, 191, o să iau antrenor, poate cu Modric era de 192, dar mai bine să am un Van Dijk acolo. Și antrenor ar fi băiatul ăsta, mi-a trebuit un portughez, n-avem. Să aleg pe Warnock și o să intre Leva de 94 în loc de Eusebio, merge Eusebio în flancul drept acolo. Și echipa rămâne fix așa. Diego Algaba, 7. E primul oponent. Voi folosi eu kitul Braziliei. El are ala lui PSG și începem.
O, nu e rău nici la el, 189, Craif acolo, mijlocaș central, n-are chemistry, Inzaghi, Maldini 95, Nacho ăla de 87, echipă cu mulți informi. Opa, Craif înscrie 1-0. O să pun pauză, atunci să-l bat pe Leva, nu mai de joacă, deja e 1-0 pentru el. Mane, hai cu kick-off glitch-ul ăla. Știu că se poate. Mane, la Eusebio, finesul, kick-off glitch, despre asta vorbim. Ăsta-i draftul, bine, 1-1. Ce frumos e să egalezi imediat. Bine, nu e frumos când ești egalat, dar e frumos să egalezi imediat, nu zic nu. Leva, hai să-i vedem noul inform de 94. Abia aștept team of the season-ul lui. Cred că o să aibă 98. Sau ceva de genul acesta. Mane are șansa de a trimite o centrare de calitate. Bună și preluarea aia pe Linio. Intră în care o pele. Știm că e de neoprit. Știm că marchează de peste tot. Care 99 vere. Prime Iker Moments. 2-1. Se îmbrățișa pele cu Mane. Ne place globalizarea. Am un african și un sud-american în aceeași echipă. Luptând pentru 4 din 4 la draft și acele pachete care îți aduc un mic profit, nu mare, ceva cât să fii mulțumit. Mane l-a trimis Lewandowski, ce voleu! Incredibilă faza și Van Dijk chiar acolo la prima bară, va fi foarte ca lui Virgil. Băi, spectacol total, ce plac echipele de genul acesta. Îți oferă foarte multe oportunități în meci. Să faci și diverse faze. Maradona nu greșește nicio pasă. Sunt foarte bune acolo în centru. Mă ajută mult la construcție. O să-mi creez foarte multe oportunități astăzi. Și a scos portarul Mane cu lobul. Mamă, ce bară! Băi, atât de aproape a fost. Ai... Pele! Mamă, nu e Eusebio, ce golazo! Așa din prima. Super gol din partea băieților noștri aici. Mamă, ce execuție! L-a lovit și mână pe Oblak, putea să o scoată. Așa, cu puțin noroc. Aole, era să fac o mare greșeală, dar mă miră faptul că a trecut mingea pe lângă Inzaghi. Era omul chiar la locul potrivit. Inzaghi marchează de data asta pentru 3-2. Dar sunt convins că voi câștiga acest meci. Eusebio, bine, tată. Ăla e. Crochetele acum și aia e. Nu cred, am ratat ținta. Rămâne 3-2. Maradona, finesul. Mamă, bă, pleacă bă de aici. Pleacă de aici că nu poți. Ce a fost cu execuția asta? Asemenea finesse n-am văzut în viața mea. După update. Deci, după update, a să dai așa ceva după update. Final. Primul meci, prima victorie cu echipa asta. O plăcere de jucat ca totdeauna. Și mergem mai departe. Bauniha. Bauniha FC. Să pun kitul Adidas de data asta. Încă joc cu astea, o să le schimb la un punct. Pentru un anume motiv, n-am comentat echipa ăstuia. E bine, avea un Van Dijk ST din acela fotbal de Luis Figo, Pogba cu Fabinho acolo în centru și cam atât din o echipă așa mai specială. Fiindcă Leva m-a dezamăgit în meciul trecut, o să joc cu Bale în această partidă. A fost puțin pe lângă Lewandowski mereu. Toate pasele care au mers pe el au trecut pe lângă el. Deci m-a dezamăgit, sincer. Pele. Hai să vedem. Un fines. Nu poți, nu poți. Ce-i cu șutul ăla? Băi, nebunit. Wow, ok. Păcat că a lovit bara. Așa ceva. Eu sunt cel mai des. Văd că e ce trebuie. Finesul cu băieții ăștia de la distanță mare. Mamă, ce pasă. Și ajunge până la urmă minge la Bale. Dacă iar nu dau gol. E cam clar. Maradona, înscrie
1-0, trebuia la faza asta, am scăpat cu Bale foarte clar și deschis scorul, bun. Mane, ce preluare, vine Maradona, care nu marchează, dai acolo Guendouzi, de pe linie a scos Robertson. Nu stă la faza. Gareth Bale, na, aia a fost. Virgil, mă întreb dacă să dea gol Van Dijk. Eu nu prea cred. Nu e jucător de jucat vârf, dar rămâne de văzut. Poate mă va surprinde cu o lovitură de cap din partea lui Virgil. Și aici Maradona o recuperează și e gol. Clar. 2-0 cu Trivanul, dublă Maradona. Oh, călcâiul. Cum joacă Maradona la meciul ăsta. E prea de tot. Și se duce omul. O să vină șutul din prima. Mamă, hat-trick. Senzațional. Du-te Maradona spre golul 4. Băi, parcă e boostat. Parcă are toate stațiurile boostate în momentul ăsta. Nu mai e el. Zici că are rating 120. Maradona, urcat Eusebio. Și o să vină șutul. Perfect, 4-0. Și cred că asta a fost în ceea ce privește meciul 2 aici pe stadionul lui Spurs, da. Două victorii. Hai cu a treia și a patra și pachetele la forță. Silbernen Hoden. Ok. Asta o să fie opărătul numărul 3. Kitul Bayern. Ăsta cu Galaxia, cu ce-o fi. Formație cu 91 rating. Messi, Team of the Year, Marcelo și Varane. Un Aubameyang acolo, un Griezmann 93 care e incredibil. În poartă l-are pe Loris. O echipă bună, dar un 4-4-2 care poate o să-l dezavantajeze puțin fără wingeri. Maradona, s-a dus omul meu. Eusebio, Guendouzi, caut pe Pele, dar Pele a rămas în spate. Nu-mi dau seama de ce. A decis el că nu joacă faza asta, că e începutul de meci, el trebuie să studieze adversarul pe teren, să vadă ce știu băieții și abia apoi forțează. Uite Pele. În acest moment, Pele în care a trecut de toți, a trecut Pele și... Oh, ce era bună, mă! Ce gol era să fie! Oh, ce lovitură de cap din partea lui Pogba! Dar nu-l faci pe Lehmann cu din astea, poate alt portar și-ar fi o gol aici. Mane... La Pele și o să vină șutul de la mare distanță. Era să fie un mega gol pentru că s-a implicat Chilwell un pic și a deviat mingea aia. N-a fost să fie până la urmă. Echipa nu merge nici pe departe la fel de bine ca în meciul trecut. Pasele se duc anapoda. Jucătorii mei nu se demarcă. Pele stă foarte în spate, spre exemplu. Mamă, Messi! Dar e bombă, mă, neamțul. Nu-l bați. Poate doar din careu, în driven shot, în fines. Altfel, n-ai cum. Ia uite cum a scos-o pe asta. Excepțional. A scăpat pe Griezmann. Acum că a scăpat Griezmann, mă gândesc că o dă și el în centrul careului, dar văd că are altceva în plan. N-am înțeles faza asta. Oh, ce pasă! Mane! 1-0! Sadio Mane! Champions League! Face 1-0! Ce pasă! Nu ne arată pasa! Și această execuție a fost frumoasă. Loris, în sfârșit, învins de un jucător de-al nostru. Știam că se întoarce. M-am plasat totuși cam prost cu Robertson, dar tackle-ul a fost pe măsură. Ținem cont că Robertson e un jucător de 81 OVR. Și are Guendouzi prea avansat. Aș prefera pe Maradona sau pe Pele acolo. Și pe el mai în spate. Trebuie oare să-i dau o instrucțiune ceva, dar are medium attacking work rate. E mult prea agresiv pe atac. Ah, gol Messi. O fază foarte bună, gândită bine
Și e mai egalat, din păcate, cu acest Team of the Year al lui Lionel Messi. Pasa e bună. Și Neymar, și iară cu execuție cu Neymar, dar destul de greu din prima să-ți iasă așa ceva de acolo. A încercat cam ce am făcut eu la gol cu Mane. Messi, e incredibil. Și iar a încercat lobul. Lehmann a trebuit să o împingă așa. Acum obosit ăștia la mijloc și nici nu merg lucrurile bine, așa că intră Sane. Și o să pun și pe Aouar. Și am de Guendouzi, aș mai putea face o schimbare. Poate Sterling. Să fie Sterling acolo în loc de Bale. Oh, ăla e, frate. Ce tackle. Atacul nu s-a terminat. Este Bale acolo. Foarte greu. Da. Sunt prelungiri în meciul 3, 1-1 după 90 de minute. Nu cred. Și gol mi-am luat. Total neașteptat. Nu credeam că o să scoată ceva din momentul în care a ajuns acolo în bandă. Dar a jucat-o impecabil și Mbappé îmi dă gol. Nu. No. Da, 3-1 prin Griezmann. Ae. Mamă, ce om. La 3-1 trage de timp cu portarul. E penibil, frate. Da, final de meci. 3-1, am pierdut din păcate doar două victorii în acest draft. Asta e. Jumă, primul gol pack. Și primul gol pack pentru aceste două victorii. Și să vedem dacă mai recuperez din bani sau nu. Aici n-avem. E un argentinian. Era Vasquez, ok. Nu o valorează prea mult. Kalinic e vreo 700. Și cam aia e. Și din acest al doilea pachet, Borț, un francez, pe stânga, Franck Ribéry, ok. Pică Ribéry, 85 are. Înseamnă că trebuie să coste ceva de la Bayern. Pică Bellini, nu pot să cred. Ribéry 12.000, mamă, mi-am scos bani înapoi. Ce noroc. 12.500. Hai că am ieșit chiar pe plus, culmea. Bellini, mă, cât de tare e asta. Ce pachet de bun ăsta, pachet de 15K. Da, se vând Ribéry și Spinazzola și chiar a ieșit foarte bine. Ok, ăsta a fost draftul, prieteni, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like acolo dacă v-a plăcut acest video. Pa!